Adrian Nestase, reacție furtunoasă la lista neagră a Comisiei Europene. Atac dur la Traian Băsescu, avea complici la Bruxelles. Mihai Gudea a prezentat, duminică, la sinteza zilei, un document care arată ingerințe ale Comisiei Europene în justiția din România. Documentul este datat 10 octombrie 2012, adresat Guvernului României și prezintă o listă de cerințe, în legătură cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurtă descriere a situației curente și să se stabilească pai următor pentru cazurile de înalt corupie care îi cuprind pe Gheorghe Hopus, Adrian Nestase, Erban Bereditanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Chiariu. Cererea este una imperativ. Fostul premier Adrian Nestase a fost invitat luni la Antena 3 să comenteze aceste dezvăluiri. Până acum erau doar bănuieli, acum au apărut și dovezi. Și pe plan intern despre felul în care se realizează justiția cu obiective politice. Din păcate, acești ani în care Traian Băsescu conducea România îi avea complici la Bruxelles pentru diferite interese a dus la decapitarea clasei politice. Unii au făcut greeli politice, probabil eu am făcut greeli. Dar este clar ce în situația de acum România pare redus la un nivel de leadership care nu poate să urmărească cu atenție, să decid, să reacționeze, să se implice în aceste mari crize care se profilează, a declarat Adrian Nestase.